strada centrală din orașul Căușeni, într-un sărai menit de fapt să fie adăpost pentru bovine, fără lumină, gaz și nici măcar apă, trăiește o bătrânică de 77 de ani, căreia i-au ars ambele case în această iarnă. Puiat care am ținut vacile, animalele am ținut. Aici vaca stătea dincolo de țăi, dar și asta puiată pentru animale a fost. Ea ca lanțuhurile, eu am... Zice, nu e că... Ea ca divanul și acolo hainele mele pe ieșoare, prin cuie, tot torbele, tot cu haine. Ieslele îi servesc în loc de dulap. Acolo pune hainele și tot ce i-au mai adus oamenii de bună credință din oraș. Cei care nu au putut rămâne indiferenți când au aflat că ambele case i-au fost mistuite de flăcări, iar ea rămăsese doar cu ce avea pe ea în momentul când ieșise afară. Dar nu a rămas nici, nu ne-a rămas nici o băsma de nas. Numai ea că, când a ieșit de la ultimul pojar, am ieșit cu o curtcă și cu o pereche de caloși care șa de acolo, cum a ieșit din pojar așa și mai mult. N-am scăpat nici, nici o băsma de nas, n-am putut scăpa. Tot o acoperit deodată. Deodată o acoperit și au venit pojarni, vă trei pojarni și n-am putut stăi. Țineți în iesle hainele? Da, pun acolo și mai este. E tu ghivanul adus. Cupchi i-a adus și ea ca lumea, curat chiar lumea nu a dat din haine. A dat și o roche și rei de tufle și a dat că eu n-am putut nici să lua. Tot o ars din eu. Tot o viață am lucrat și am agonisit și tot am pierdut. Dar lumea nu a dat. Și o haină, și o coftă, și o... Femeia spune că nu s-a gândit vreodată că după ani de muncă zilnică va pierde tot ce a agonisit o viață și va ajunge să trăiască în propria gospodărie ca un om al străzii. Dar unde faceți mâncare? Dar mâncare eu nu fac. Lumina când o ars casa, o buhni și șoșcu. Și n-avem nici, n-am nici svet. Dar nici gaz n-am, că o tăiet gazul când o ars aslantă. Și eu cert mai mult la scumeatcă, mănânc și așa. N-am la ce face mâncare. O bulucică și o bucățică de pâine și mai rog la fete și mai șerb câte o copchie, ei mi-a aduc mâncare. Ei mi-a aduc amuș, mai fac câte bancă de borș, de... Am trăit o viață, dar n-am gândit că să ajung la așa ani. Nu stare rău. Dar și să fac cu cine să mă bat. Mi-i dat să trăiesc, că eu să am cu mine murit, dar eu trăiesc. Știți că acum e și un bom. De jos aveți carton. Pol aici, pol la linoli și am pus carton. Da, am scos solul și ăștia în înțolic aici așa. Nu vă este frică noaptea? Nu. Aici m-am născut, de cine sunt și frică. Dar eu nu mă tem de nic. Nu mă tem de nic că cât azi mai trăiesc. Săraiul pentru vaci l-a construit împreună cu soțul. L-a făcut cu pereții groși, iubea animalele și ținea cu tot din adinsul să le facă și lor condiții bune pentru iernat. Acum acest grajd îi este casa. Cu mâinile mele am făcut și la vac, să fie călduț, împodit, pereții groși am făcut. Nu v-ați gândit vreodată că veți fi în locul ei? Niciodată în viață. Niciodată în viață nu m-am gândit să ajung. Ziceați că vă plac animalele. Tare îmi plac. Ținut ceva și de țări și mai vindem, mai creștem fetele. Băiatul, i-am învățat, le-am făcut nunți, le-am... Și
tot zarplata nu ți ajunge, dar creștem câte o animală, o vindem. Cumpăram orică ceva din păcatul, dacă ei erau studenți. Nenorocirile parcă s-au ținut lanț. Casele au ars una după alta, la un interval de nicio lună de zile. Una în decembrie și alta la începutul lui ianuarie. Iar faptul că a doua casă nici măcar nu era conectată la curent electric o face să creadă că au fost incendiate intenționat. Ce vă spuneau cei care au venit și au investigat cazul? De la ce s-a aprins casa? Acolo mai de origine că au dus că de la casa veche și provodurile de la svet. Da, asta eu n-am paniat din ce cauză s-a aprins. Dar mai aici nu avem svet. A, n-ați avut lumină? N-am avut lumină, dar din ce s-a aprins? Nu. Pricina așa și nu mai găsit nimeni. Pietrele e că au rămas și au scos din la fundamentul casei. Aia ți-ai tot. Și în rest nu ați salvat nimic? Nic. Tot o ați uși, fereastră și hop, șes în parca, trei camere. Un dormitor era, două dormitoare, și era bucătărie. Nică n-am spăsit din traieță. Dar era un pic mai departe de acest sărai? Nu, sau cum? Nu, curat e ca alătre. Curat alătre cu sărai, e ca când o rup din sărai. Când o format, e ca un pins în coași. Și cum de n-a ars și săraiul? E ca nu știu cum de eu scăpat țăraiul. Părinții mei au struit, eu că struita este casă. Și e mai mare era. Ați ca o cuchnă, dar ce era mic, mai mare, până la beci așa. Tot trei camere, dar mari. Între doilea casă, e că numai asta au rămas și dăm poiata. Încălzesc cum o ars sus. E ca o ars până gram. Oh, Doamne! Toată viața am muncit și am rămas fără nimic. În aceste case a copilărit. Odată cu ele și-a pierdut și copilăria și amintirile cu părinții, tot ce avea mai de preț. Valori care, spune femeia, își dorea să le moștenească și copiii ei. Ana Berlinski are trei copii, două fete și un băiat. Una din fiice s-a căsătorit în Ucraina și este stabilită acolo. Băiatul și fata mai mică trăiesc în Căușeni, nu departe de ea. A iernat la ei, dar spune bătrâna, nu vrea să fie o povară pentru aceștia, mai ales că au și ei, ca oricare, problemele lor. Am șezut la băiat și apoi m-am mutat la fată și am șezut, știi, fiecare casă. Probleme sunt și nu vreau. Trăiesc, nu spun că nu trăiesc, copiii bine, dar nu se prinsă. Eu la acasă trăim, eu aici la casa mea. Răbun cum este, dar eu la mine aici. Dar unde faceți baie? Dar mă duc sâmbătă oare și mă băiesc la fată, oare la băiat. Copiii au pus mână de la mână și împreună cu banii donați de către autoritățile locale și localnici, au reușit să cumpere coteleți pentru a-i construi o nouă casă. Doar că deocamdată s-au oprit, căci pentru a începe lucrările este nevoie de mult mai mult decât atât. Eu nu mai dat ajutor, adică lumea din sat a sărit, care 100, care 2, care s-a îngrămădit și a cumpărat ea, că coteleți este. Băietul i-a cumpărat. Dar spuneți că v-a ajutat și primăria acum. Primăria 5.000 de lei m-a ajutat. Am cumpărat cochelețe. O mai posii și-o cumpărat cochelețe. Și din pensii mai dau. Când unii așa îi dau, nu le las nici de mâncare. Unii îi dau și unii îi las. Pensia e de 2.000 de lei? Da. Ana Berlinski spune că a muncit mai bine de 28 de ani la ferma din localitate și apoi 8 ani la poștă, ca să iasă la pensie cu doar 170 de lei. Acum are 2000 de lei, dar spune ea, s-a mărit pensia și s-au scumpit toate, astfel încât aceasta nu-ți ajunge practic nici măcar pentru strictul necesar. Cu 170 am ieșit.
Și apoi urmă s-a mai mărit, s-a mai ieșit. Am 2000. Să ajungem în 2000. Sunt 2000 ca acum. Exact, mai mult cu barare. Ce de eu cred că o să ies două. Merge și face baie o dată pe săptămână la copii, iar hainele și le spală cu apă rece în lighean. Aceasta este realitatea care îi macină sufletul zi de zi. Eu ca să mă pun și... mă pun și spăr eu cu tot așa în ligheanul ăsta și țop. Dacă n-am mașincă, mașincă ne-o ars. Mașincă ne-o ars, tot o ars. Plita hazăvă aia. Și cât timp vă ia ca să vă spălați hainele? Ei, spăl după putere. O câteva îi spălați, lăs pe dăută, pe trâiză, că nu e la sălă. Și parcă aceste nenorociri nu erau de ajuns. Focul i-a mistuit tot ce avea, iar acum două săptămâni, în urma unor ploi abundente, i-a fost înnecată gospodăria. Iar odată cu ea și ultima speranță la o bătrânețe liniștită. A muncit pământul și spera că se va hrăni împreună cu copiii și nepoții din roadele ce le va strânge. Acestea însă au fost înghițite de apă. Păi, dacă o adus din deal cochiletul întreg, apă înseamnă că puternică apă a fost. Tipărit o cheată aceea, dar așa m-am dat și eu într-o parte, nu pot stă înaintea. Ploi. Nu erați în casă? Nu eram în casă, am ieșit și dem la drum, dar am tăt și prezi. Că la sosie, dar și poarta i-o rupt-o, așa de mare, e mărs. E că cum o mărs apa de acolo, o mărs drept în părțile și încolo și până la genunchi apa merge sfârșnaia așa, valuri pe mă. Cura încoași. Nu necată nici hărmanul ăia câte lui tăt. Tăt a fost necată. Parcă era nestru. Apă tăt era aia, cum se vede aia și pe încolo ea. Și pe la vecine necată? Da. Acolo necată, dar mai puțin. Și practic v-a necată, dar ce ați pus aici? Ce ați avut pus? E ca fasole, păpșoi. Și apă mai încolo tăbăși cu păpșoi am pus. De tot ce am avut, așa e că acolo răsad am pus băcata asta, un necat, o tătă răsadul. Am rămas fără nică și tăt. Nici de mâncare, nici de... Nici de mâncare, nici de... Mai trăgem nedejde că să luăm din hărman și avai ca să... E că vedeți cum o mărs apa și cartofii cu... Și cât a durat ploaia? O bucată ceas. Într-o bucată, într-o jumătate de oră? Într-o jumătate de oră a făcut tăța asta ea. Strașnic a fost, strașnic ploaie. Ați muncit întreaga primăvară și la urmă într-o jumătate eu de oră? Eu singur e ca tăt hărmanul, ăsta singur l-am pus, singur l-am prășit, singur. Până și săraiul în care locuiește este plin de nămol. Femeia spune că era frică că va rămâne fără un acoperiș deasupra capului. Dar păi nămâlitul a fost, e că aici au leacă menant și nu au pătrunț apa, dar aici e băl, prea mult nistru era aici. E ca nămolul să intre în pământ și să duce. Și asta e de fiecare dată la o ploaie mare? Ca razul ăsta niciodată nu nămâle, pe noi așa de tare. Nici nămâle, dar așa hărmanile, dar ca amu așa de tare, speriată. Nu știu cum să spun, că nu ars casele, mă spăriată mă. Că de atunci și inima mă doare și mi s-o dăvlenia s-o mărit tare și... De mult, bucuroasă să mor, să nu știu. S-a trăit, atâta strag. Chiar și unele animale pe care le avea femeia în gospodărie au fost înghițite de stihie, au scăpat doar cele pe care a reușit ea să le salveze. Cățuștele. Spuneți-ne cum le-ați salvat. Bucnit apa pe pluș, drept în poiat. Și ele stăteau acolo în poiată. Și eu le-am prins de pe nămol și le-am pus în coftă. Și au venit și le-am învălăcit într-o coftă de mie. Și e că au scăpat spasiba, le-am salvat.
Acum, cele de care nu se desparte niciodată sunt medicamentele. Practic, tragediile pe care le-a avut una după alta au făcut-o dependentă de ele. Și cel mai grav este că uneori banii ce i-a pus deoparte pentru mâncare trebuie să îi dea în întregime pe pastile. Ia că trebuie radul unui medicamente. Pentru ce sunt ele? Pentru davlenie, pentru inimă, pentru mai multe. Trebuie și 1000 și fără și 300, 400. Așa dau, le cumpăr. Când termin tabletele, atunci mă duc. Nu puteți fără ele? Cum și pot, dacă ți-i rău, te amețești, te trântești. Și trebuie să te duci să le cumperi. Când nu poți în altfel. Mătușa Ana a fost căsătorită de 2 ori. Ambii soți au decedat, iar asta îi face și mai grele zilele, pentru că nu are cu cine să-și împartă amărăciunea. Soțul a decedat acum cât timp? 6 ani în urmă. 6 ani în urmă. Spuneți-ne de ce a decedat, ce a pățit? Dracu a avut la gât. Aceea a fost prima tragedie pe care ți-a avut-o? Nu. Fără eu și ea mai avut. La mine a fost să-i s-a doilea bărbat, la primul soșesc cu mașina. Da. Dar ce aveți în dire soșesc? Adică o mărți cu viteză sau? Mărți cu viteză, ori joat, că zic ceva de la mașină. La ce vârstă a decedat? Tânăr, 33 de ani. Ați trecut peste aceste cumpere și după asta a urmat... Și apoi ea că în urmă goars casele și tot așa stăm și după casă ea că m-a necat și pot face. Și pot face mai departe. Totdeauna plâng. Copchii mă ucăresc, o să mă nu plângec. N-a să ajute nică. Feciorul femeii avea în gând să pornească lucrările de construcție de unul singur, dar spune femeia, nici acest lucru nu a fost cu Doamne ajută. Chiar atunci când a venit să-i spună vestea cea bună, și-a rupt piciorul. Dar măcar cât de mitică. El, poate băietul, dar și el, s-a rupt un cior și a pus plastină și... El s-a din costile. Și nu poate să vă facă. Și-a rămas tot pe loc. Dar cum și-a rupt piciorul? A călcat pe piatră aici. Deci tot în ograda asta și-a rupt piciorul. A alunecat? Noaptea era să vă veniți să mă vadă. Și când nu dați iasă, călcat nu știu cum pe o chiatră și s-a rupt piciorul. Și costa stă în gips și amă. Tragedie tare mare, dar ce să facă? Nu știu. Mătușa Ana încearcă să se descurce cum poate, împărțind pensia de 2000 de lei și pentru medicamente și pentru mâncare și știe că trebuie să mai strângă ceva și pentru a construi o nouă locuință. Chiar dacă îi se pare uneori imposibil, încearcă să supraviețuiască de fiecare dată cu tot mai puțin, limitându-se cât poate de mult până și în mâncarea de zi cu zi. Aveți parte cumva de vreun ajutor social lunar, ținând cont de situația în care sunteți? Bani lunar, nu primiți de la primărie ajutor social? Nică. Pentru perioada rece, nu v-au dat... Pentru perioada rece ne-au dat câte 500 de lei ne-au dat ne. 500? Da, 500 ne-au dat ne. Cătare 700. În toamnă, da. Uh-huh. Dar așa lunar nu aveți parte din nimic? Nu. Doar ajutorul ăsta unic la sfârșit de 5.000 de lei și atât. Numai atâta. Și la mașele 500, tot de-a primării. Înțeles. Am cumpărat lemne de cele 500.
Și v-a ajuns lemne pe iarnă cu ce studiu? Nu ajunge, nu ajunge. Dar de unde să iei mai mult? Măcar. Mai gonisești mai în nod, mai... Tătă viața am crescut cu cheiși, tot am înnodat băsmăluța mai... N-am... Așa să... Mă... Cumpăr și îmi place nici. Mă, că m-am purtat ce-am avut. Și acum la fel. Acum tot așa. Fiecare zi pentru ea este o luptă cu neputința. Plânge neîncetat. Așteaptă, spune ea, să-i treacă zilele. Tu când harman mă mai întorc în coloncoaș, mai plâng, mai plâng și ziua treci. Vin și mă culc, mă spăl și mă culc. Și gata, ziua a trecut. Am o trecut ziua ca ceasul. Totuși, puținii oameni care îi pășesc pragul uneori o încurajează, înarmând-o cu speranța că totuși va veni o zi în care se va muta într-o nouă căsuță. Așa trag nebiești, poate mă bucură tăt, e în tașcă, tăta și ghineș, poate să faci băiatul căsuțul, o comnat și ieși și trăiești. Comnată nouă, da? Nu știu. Nu pot spune nimic. Femeia spune că așteaptă cu nerăbdare acest moment, numai că înțelege că feciorului de unul singur îi va fi greu să construiască o locuință. Pe timpuri când oamenii săreau buluc în ajutor, era mult mai bine, afirmă ea. Acum însă nimeni nu se uită la necazul altuia. E foarte greu de trăit, foarte greu. Din ce cauză e mai greu ca acum? Nu e nică bună în viață. Și merge și lumea s-a răit tare, nu-s bun la suflet, înainte erau mai buni la suflet lumea, damă, s-a răit. Dar prin ce vedeați dumneavoastră că înainte erau mai buni și acum sunt mai răi? Pentru că erau drujnă înainte, împreunați, erau la un ajutor, la damă, tăți-s, cu bani și nu vor să vie la lucru. Cu bani nu vor. De când ați căzut în această situație, v-a sărit lumea în ajutor? Da. Pe băieta îl ajută. Sunt oameni din mahal, de acolo îl ajută, dar pe mine și să mă ajute. O babă bătrână lor nu le trebuie. Singur mă descurc eu. Ce am de făcut, fac singur. Și nu rog pe nimeni și... Așa încet ușor. Viața a înlănțuit-o în necazuri, care au venit unul după altul. Mai întâi și-a pierdut primul soț într-un accident teribil, ca să nu țină fericirea mult nici în cea de-a doua căsătorie, căci al doilea soț a murit fiind răpus de o boală incurabilă. Apoi focul i-a mistuit ambele case, de-a rămas fără nimic. Cine nu este indiferent față de soarta pe care o are această femeie, o puteți ajuta cu orice, pentru că, spune ea, uneori, dând pensia pe medicamente, nu mai rămân bani nici măcar pentru produse alimentare. Vă reamintesc că locuiește în orașul Căușeni, la 69 de kilometri de Chișinău. Cei care își doresc să o ajute, o puteți găsi pe strada Ștefan cel Mare 189.